În prima parte a întâlnirii, reprezentanții primăriei Slatina le-au expus slătinenilor ideile pe care le au pentru dezvoltarea orașului în anul 2015. Spații verzi și panouri fotovoltaice pe terasele blocurilor, regulament nou de parcare și propuneri pentru degajarea circulației au fost principalele proiecte expuse. Pentru această zonă a orașului, studiul de trafic a scos în evidență probleme doar pe străduțele dintre blocuri. Pentru siguranța șoferilor și a pietonilor, cele de pe prelungirea Tunar și Nicolae Iorga ar trebui să fie cu sens unic. Apoi, fiecare participant a putut veni cu propuneri sau întrebări referitoare la administrarea orașului, pentru care a primit răspunsuri pe loc. Referitor la blocurile cu flori deasupra, am observat în Slatina și mai ales în cartierul meu, sunt și garaje, unde cred că ar putea fi la fel de frumos, poate chiar mai frumos. Când te uiți de la balcon, de la etajul 1, 2, 3, 4, să vezi pur și simplu o grădină de flori. Foarte bună idee, mulțumesc. Foarte, foarte bune propunerile cu sensurile unice și cu locurile de parcare. Mulțumesc. Legat de blocul de imediat apropiere aici, există două, așa zise, magazii, una din plasă și una din tablă, de foarte mult timp. Ce se poate face împotriva acestor inestetice lucrări care sunt aici în spatele? Am înțeles. Lucrurilor. Avem această problemă cu proprietatea. Nu putem să intervenim în, pe proprietatea altora. Dar noi încercăm să modificăm un regulament de salubrizare astfel încât să-i forțăm și pe ei să-și modernizeze aceste fațade. Așa cum s-a ridicat problema și garajelor, încercăm să punem presiune, presiunea însemnând amenzi și asupra acestor spații comerciale care dau o notă extraordinar de urâtă. Cetățenii care au luat parte la întâlnirea cu autoritățile au fost mulțumiți de rezultatele dezbaterii. A fost o dezbatere foarte reușită. Cetățenii acestui cartier și-au dus toate punctele de vedere, domnului primar le-au expus și cred că totul o să fie bine în continuare. Sunt necesare astfel de întâlniri? Foarte, da. Pentru că așa, cum a și spus domnul primar, toate problemele se dezbat și se pot rezolva. Răspunsuri la problemele dumneavoastră. Da. Și mulțumesc domnului primar pe calea asta și lui domnul Vâlcov. Domnul Vâlcov, cu anii urmă, a făcut aproape 90% din oraș cu rampe pentru persoanele cu dizabilități, dar mai sunt unele locuri pe unde trebuie făcute. Discuțiile dintre cetățenii din zona Gării și reprezentanții primăriei Slatina au durat aproximativ 2 ore, după care dezbaterea s-a mutat la colegiul Radu Greceanu.